mai fost în Iași? Nu te-ai pictisit de Iași să tot vii în Iași? Nu, nu am fost atât de mult sau atât de des invitat în Iași ca să mă plictisesc. Și apoi, mai mult sau mai puțin, asta face parte din meseria noastră de a te mai întâlni uneori cu spectatorii și de a vedea reacții în sală, ceea ce este foarte important pentru un regizor de film. Și nu numai pentru oricine are sau face parte din categoria asta, să-i numim deocamdată artiști. Aș alege Cannes mai întâi, ca după aia să vin să mă laud la Iași, probabil cu mine. Este un festival, bănuiesc, spre care rămânesc toți cei din meseria de film, nu? E important să știi că cel mai important festival de film îți acceptă producția. Și pentru mulți, nu neapărat pentru mine, dar pentru mulți, este calificativul la filmării, este nota 10. E un instrument de măsură, nu? A efortului. Și a creativității. Evident, evident. Și nu numai, este auto... Cum să zic? Este momentul când îți dai seama că ceea ce ai făcut până atunci, până atunci, da? S-a soldat cu o reușită. Uh-huh. Pentru că s-ar putea cariera să fie foarte... neuniformă și să ai înălțări ca să ai și căderi. De cele mai multe ori este neuniformă. Evident. Și atunci când un rezultat se soldează, în carierii tale se soldează cu un can, mai cu seama dacă acesta este precum regizorii români la o vârstă mai fragedă, e mai mult decât salutabil. E probabil cel mai așteptat lucru în cariera unui regizor. Dar banii pentru un creator de film contează? Banii contează pentru toată lumea. Acum, important este care este investiția ta în ceea ce numim noi bani și dacă ceea ce faci este pentru a face bani sau dacă banii pe care îi faci sau banii te ajută să faci ceva mai departe. Important. Sigur că nu banii sunt scopul. Nu cred. Asta spune ce creativ. Nu, aici e diferența foarte mare. De cele mai deseori regizorii sau autorii de film, în general, preferă să găsească bani pentru a face film, iar producătorii preferă să găsească filme și scenarii pentru a face bani. Și acest, adică se întâlnesc două forțe. Dacă ele sunt capabile să-și exercite meseria în deplină putere, atunci se soldează probabil cu reușite filmele, mă rog, producțiile în general. Creația unui regizor vine ca o propunere spre cel care primește. Evident. Cum reacționează de obicei? Mie îmi place cum reacționează, deci probabil reacționează bine, dar ideea mai e un pic... Eu mi-am lăsat filmele pe net, inițial. Și atunci când a doua săptămână după asta, după prima lansare pe net, aveam în jur de 400.000 de spectatori, aceștia evident nu mă cunoșteau la față. Și mi-am dat seama că reacția este pozitivă. Uh-huh. Nu? Deci eu mai degrabă, sau mai degrabă spectatorii mi-au cunoscut filmele decât eu să fi cunoscut pe ei. Știi? Eu pot doar să-mi intuiesc la un moment dat cum arată spectatorul meu, pentru că întâlniri tete-a-tet au fost mult prea puține. Prin prisma internetului, prin prisma mesajelor care îmi sunt trimise zilnic sau prin prisma unor forumuri, bloguri create de altă lume, unde ori sunt criticat, ori sunt lăudat. Asta contează mai puțin. Important este că atunci când vorbim despre spectator, eu îmi dau seama cum arată el într-un fel sau altul, îmi construiesc, dacă vrei, imaginar portretul lui. Tu cum stai cu rugoliile? Cum le suporți? Eu nu sunt un om, sunt absolut convins, nu sunt un om orgolios, dar nici nu pot spune că criticile, spre exemplu, nu mă dezechilibrează pe alocuri, dar în forma, să spunem așa, frumoasa cuvântului, nu sunt ranchinos, sunt absolut convins de lucrul ăsta și nu concep o critică bine formulată și la locul ei ca pe o tragedie sau ca pe... La întrebare așa și până așa, în ce măsură ego-ul din tine se vede în filmul cât de tine?